Neața! Încă sunt răgușit, frate. Nu mai trece odată. Nu că nu mi-ar plăcea, că îmi place să vorbesc așa ca Vin Diesel. În fine, astăzi o să vorbim despre o dronă, așa, și se spune că ar trebui să fie un pic mai bună ca cealaltă despre care am discutat. Mă gândesc că poate ați văzut videoul, dacă nu o să-l pun aici sus în carduri sau în partea asta, nu știu că e cu. Ideea este că astăzi o să vorbim despre asta, dar prima dată vreau să pun logo-ul canalului acolo sus pe perete sub televizor, pentru că l-am făcut și am zis că nu o să-l pun sus până nu îmi fac setup-ul nou, dar cu setup-ul nou o să mai dureze și nu are rost să țin logo-ul ăla frumos în dulap, așa că o să îl pun pe perete sub televizor acolo. Hai da! Acum am nevoie de ceva cu ce să prind logo-ul pe perete, așa că trebuie să mergem să luăm ceva. Le-am găsit, acum mergem înapoi acasă. Lumea zice că în România se fură. Nu e adevărat. Uite, mi-am făcut toate treburile. GoPro-ul meu a rămas pe mașină, am uitat să-l dau jos și nu l-a furat nimeni, frate. România nu se fură, vere. Deci, cam asta este. În sfârșit l-am montat. Bineînțeles, culoare un pic diferită față de LED-urile de la TV. Un pic cam îți distrage atenția când te uiți la televizor. Culoarea peretelui galben ăsta infect, e foarte nasol, foarte nasol. Nu dă deloc bine cu culoarea lemnului, cu cesnatul ăla. Dar când voi face setup-ul nou, va fi cu tot o altă culoare în cameră și așa mai departe. Deci asta am pus-o doar ca să fie pe perete, să fie undeva la display, că degeaba mi l-am făcut și îl țin în dulap. Așa că până atunci va sta așa. Oricum eu nu prea mă uit la televizor, că am calculatoarele aici. Televizorul pentru mine e foarte, foarte rar. Hai să trecem înapoi la subiectul clipului de astăzi. Notificările nu se activează automat, așa că dai click pe clopoțel, enable all notifications împreună cu creator posts pentru a nu rata niciun video pe care o să-l pun. Este de la Jing the Toys, vedem aici JD20 Pocket Drone, deci este de buzunar, HD Cam, Wi-Fi, 360 de grade, Gyros Extremos. Probabil se învârte singură, face un cerc pe lângă tine 360 sau se învârte pe loc. O să vedem, o să-i facem niște teste. Se conectează prin Wi-Fi la 2.4 GHz. Este de la vârsta de 14 ani în sus, deci nu este jucărie, clar. Camera este de 2 megapixeli, filmează în 720p HD. Și vedem aici niște funcții. Ascending, descending, forward, backward, accelerated, turn left, turn right, side fly 360 degrees, adică zboară pe o parte, așa. Și cel mai important, vedem aici accurate localization și hovering. Deci, practic, drona asta ar trebui să stea pe loc. Bine, acum nu e chiar fix în poziția aia, dar să stea un pic pe loc, să facă hovering, să plutească, să nu ia în stânga și în dreapta și în toate direcțiile în care are ea chef. O să vedem imediat dacă chiar este așa sau nu. Ar fi interesant într-o dronă așa ieftină să găsești sistemul ăsta de hovering. Și 360 de grade rollover. Asta ce mai e? Așa că acum haideți să facem unboxing-ul cu încă un cuțit de la carambit.ro. Așa. Și scoatem ce e aici, că cutia asta este cam ruptă. Da, avem manual de utilizare, care o să îl țin, da, ironie, pentru că data trecută, nu mai faceți măgălge, pentru că data trecută abia am găsit aplicația care trebuie să o downloadez de pe App Store sau de pe Android Market ca să îl conectez prin Wi-Fi, să ai feed-ul video prin Wi-Fi, așa că o să țin, cred că e pe chestia asta spune care e aplicația, da, YHFPV, am găsit-o. Bun, ok, oricum rămâne aici. Avem telecomanda care arată exact la fel ca și cealaltă, de la drona cealaltă. În pachet mai avem bateria. Aici avem drona. Este un pic mai mărișoară decât cealaltă, da. Aici avem ustensilele toate, elicii de rezervă și protecțiile pentru elicii. Bun, să aruncăm și pe asta de aici. Este un pic mai grea, parcă se simte un pic mai... nu pot să-i spun premium oricum, dar parcă se simte un pic mai reală, să zic.
Are și piciorușe. Aici avem, ce avem? Aici se bagă cardul, da. Cam foarte inaccesibil, frate, locul. Intră puțin mai greu în când îl bagi în slot. În schimb, după aia poți să-l scoți ușor, că e click-ul ăla și... Da, deci nu este chiar foarte, foarte mare problemă. Așa, bun. Hai să o pornim. Avem baterie, nici nu știu dacă avem. Toate culorile. Rainbow, curcubeu, treburi. Opa! Mamă! Ușor vere, unde era? Nu știu câte baterie avem la dronă. Poate pornește și îmi dă una în cap. Hai să facem altceva. Hai să o țin eu așa. După aia o să instalăm imediat aplicația. Mamă, fratele meu! Băi, oprește! Bă, ce m-a speriat, bă, omule, bă! Bă, ce tare trage, fratele meu! Deci asta nu se simte ca o jucărie. Se simte un pic mai adevărat. Ia să mai dăm o dată. Mamă, iau! Și surubenii s-au zburat și tot. Calmează. E un pic cam gălăgioasă, dar după cum am spus, e puțin mai mare, puțin mai grea. Acum sunt curios să văd și camera cum filmează și cum se conectează cu aplicația și așa mai departe. Ar trebui să facă și hover, după cum ați văzut, deci trebuie să stea relativ într-un loc când ieși cu ea afară, să nu o ia în toate direcțiile. Însă, asta va trebui să mergem afară să o testăm. Are racul pentru telefon aici, deși telefonul meu cred că este un pic cam mare. Așa facem cu ăsta, că ăsta e mai mic și funcționează în cap aici, al meu este prea mare. Bun, deci așa se montează telefonul, în caz că nu ați văzut. Hai să instalăm aplicația. Care era aplicația? YHFPV. Mamă, ce aplicație scot băieții. O conectăm la Wi-Fi, se numește iară Wi-Fi 720p, nu știu ce. Mă gândesc că poți să-i modifici numele, nu știu sigur. Practic, nici nu mă interesează în momentul ăsta treaba asta. Vreau doar să-mi văd că m-am conectat la... că m-am conectat la dronă. Gata, bun. E fișai. E un pic, nu foarte, foarte exagerat, dar e un pic. Bun, deci avem aplicația instalată, drona merge, avem câtă baterie om avea. După asta altul s-o pun la încărcat până atunci. Și mergem să-i facem un test, dar... În loc să-i fac test aici afară, în fața blocului, o să mergem undeva unde sper să fie mai frumos, așa, peisajul, să zic. Și o să o testăm acolo. Hai să mergem. Bate vântul ca dracu, de mă mișcă pe mine. Acum, sigur, o să mă trezesc cu ea ori în pădure, ori în firul ăsta în care, dacă ați văzut clipul cu drona aia mare, cu DJI Standard-ul, cu DJI Phantom 3-ul, în firul ăsta am distrus-o. Hai să vedem. Yes! Deci face un pic de hover, acum nu e perfect, dar na, la banii ăștia n-ai ce să ceri, frate. Oricum față de cealaltă este un, pot să spun, un step up. Și cam asta a fost și cu drona asta micuță. Au rămas două urme aici cum s-a agățat în niște crengi într-un pom. Stă și relativ pe loc în momentul când o ridici sus. Deci nu o ia în toate direcțiile. Poți să te joci cu ea și în vânt. Nu aș indica să te joci cu ea când bate vântul chiar așa tare cum a bătut aici în clip când am filmat.
Însă, na, fiind pe deal acolo deasupra, bătea oricum mult mai tare vântul, se aude și prin microfon și așa mai departe, însă totuși a făcut față, în afară de faptul că prima dată când am ridicat-o de la pământ, a luat-o într-o parte și s-a agățat în niște crengi, după aceea n-a mai avut nicio problemă. Bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic cu drona, nu a pățit nimic, nu s-a rupt nimic, dar știți cum este, dronele trebuie să treacă testul ChipFlix ca să pot să le dau semnul de approved. Calitatea camerei video pe care drona o are, ați văzut-o la un moment dat, nu este foarte, foarte strălucită, filmează 720p și, again, la o dronă așa ieftină, nu poți să te aștepți să-ți filmeze 4K. Calitatea video este HD 720p, mai mult de atât nu ai ce să ceri. O baterie cam ține între 10 și 15 minute, depinde de condițiile în care o zbori. Bineînțeles, vântul în care am zburat-o eu a fost un factor cu un impact foarte mare asupra bateriei, așa că dacă nu bate vântul, bateria ține un pic mai mult, bineînțeles ca la orice altă dronă. Drona este tot de la băieții de la Banggood, ca și cealaltă, însă cealaltă este mai mult jucărie. Asta este un pic mai serioasă. Puterea motoarelor este mult mai mare, pentru că în momentul când o ții în mână se simte cum trage în sus. Cealaltă era mult mai slabă, așa că pot să spun despre asta că este o dronă mai bună pentru început, pentru că are și sistemul ăla de hover, deci stă și pe loc, te ajută să, adică o poți controla mai ușor, pentru că în momentul în care o ridici sus, dacă nu are sistemul ăla de hover, o ia în toate direcțiile și atunci mult mai greu o controlezi, mai ales dacă iei o dronă în mână pentru prima dată. Însă asta este un pic mai bună pentru că stă pe loc, într-un metru, 2 metri cât stă ea acolo, așa că cu asta poți învăța un pic mai bine să zbori drone, să zic așa. Bun, cam atât a fost, sper că v-am dat toate informațiile necesare. Dacă cumva vreți să vă achiziționați sau eu știu, link-ul este în descriere, după cum am zis. Cam ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Am ieșit și eu puțin la aer, chiar dacă sunt răcit și răgușit. V-am pupat și ne vedem în următorul clip.